Și astăzi ne bucurăm să le vedem la centrul multifuncțional, să ne bucurăm în continuare de ele pentru întreaga comunitate locală. Și nu în ultimul rând, aș vrea să felicit echipa de profesioniști a Casei de Cultură, care au înțeles importanța acestui proiect cultural și s-au dedicat pentru implementarea lui până la cel mai mic detaliu. Îl rugăm pe domnul primar, Mihail Genoiu, dacă are amabilitatea să ne spună câteva cuvinte și totodată să mâneze diplomele de participare celor 8 artiști, cu specificarea că astăzi ne bucurăm de prezența doar a 7 dintre ei, doamna Renate Verbugi, trebuind să plece pentru o problemă personală în Belgia, la locul natal al părinților. Vă mulțumesc! Cei 8 artiști din cele 7 țări care au fost prezenți în această perioadă pe platou din fața noastră, în Craiova, sper să plece cu amintiri frumoase din orașul nostru, sper să fi fost o experiență care să le umple și lor cariera și viața de plăcere și de bucurii și să rămână întipărit în memoria lor orașul Craiova. Pentru noi sunt niște opere de artă pe care le admirăm și le vom admira ani de zile de aici încolo. Va urma o perioadă în care le vom expune în zona centrală și după aceea vom stabili modul de amplasare de comun acord în orașul Craiova, în locurile cele mai corelate cu valoarea și cu prezența artistică a operelor respective. Mulțumesc încă o dată participanților, mulțumesc organizatorilor și felicit pentru felul în care au organizat și apreciez discuțiile și comentariile jurului care spun că nivelul artistic este an de an mai ridicat și operele pe care le vedem în față sunt superioare celor din anii anteriori.